Natura, acea punte între agitația cotidiană și relaxare și deconectare, aduce de multe ori zâmbetul pe chipurile noastre. Așa cum este și în cazul unor imagini video surprinse de camerele de monitorizare faună montate în Parcul Național Retezat, cu un cerb care a făcut o baie pe cinste într-o baltă. Un cerb surprins la scăldătoare în Parcul Național Retezat de către camerele de monitorizare faună amplasate în teren face deliciul internauților zilele acestea. Ajuns vedetă pe rețelele sociale, cerbul a adunat rapid sute de aprecieri și comentarii pozitive după ce s-a trântit și țopăit într-o baltă fără a avea trac în fața camerei video. Datorită habitatelor sale diverse, naturale sau puțin modificate de intervenția umană, Parcul Național Retezat adăpostește 55 de specii de mamifere, adică peste 23% dintre mamiferele terestre ale Europei. Datorită tuturor valorilor sale naturale, în anul 2007, Parcul Național Retezat a fost inclus în rețeaua europeană de zone protejate Natura 2000, fiind arie de protecție specială.